Salut! În videoclipul acesta vreau să vă prezint noi știri din spațiul cripto care au legătură cu ETF-ul Bitcoin Spot din America, XRP atinge 50 de dolari la o nouă listare, DBank anunță că își va lansa propriul blockchain. Pe lângă asta vreau să vă prezint o platformă pe care o folosesc eu destul de mult pentru a urmări cum evoluează toate proiectele cripto din punctul de vedere al adopției pentru a lua decizii mai bune. Dar înainte să începem, dacă vrei să mă ajuți la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu pentru că mă ajută tare mult cu algoritmul YouTube. Și dacă vă doriți să susțineți canalul și să aveți acces la anumite beneficii, puteți deveni membru. SEC-ul din America amână decizia privind ETF-ul Bitcoin Spot ART21 Shares propus de ARK Invest Management. Cererea pentru acest ETF a fost depusă inițial în luna mai. După această amânare, SEC-ul are acum termen până în ianuarie 2024 pentru a ajunge la o decizie finală privind aprobarea sau respingerea cererii ETF-ului Bitcoin Spot. Din punctul meu de vedere, este o chestiune de timp până vor aproba aceste ETF-uri Bitcoin Spot, pentru că sunt mai multe firme care au propus astfel de cereri, printre care se numără și cel mai mare manager de active, BlackRock. Dacă aprobau acum un ETF Bitcoin Spot, piața cripto ar fi avut un motiv de creștere și în momentul de față sunt aproximativ 50% în stablecoin. Cu această amânare, consider că mai am timp să mai plasez bani în piața cripto. După cum a raportat Cointelegraph, fondatoarea ARK Invest Management, Katie Wood, a prezis la începutul acestei săptămâni că SEC-ul va aproba în cele din urmă mai multe cereri de ETF Bitcoin Spot în același timp. Timpul o să ne arate dacă are dreptate sau o să fie toate respinse în ianuarie 2024. XRP atinge pentru scurt timp 50 de dolari pe gemeni la doar câteva ore după ce exchange-ul a reintrodus tokenul pe platforma sa pentru tranzacționare, utilizatorii suspectând o eroare de preț între ghilimele. Au existat mai multe postări pe Twitter în 11 august și mulți au descris ca fiind o eroare de preț care a făcut ca prețul afișat al XRP pe exchange să crească peste un dolar, ajungând chiar la 50 de dolari. Cu toate acestea, unii sugerează că ar putea fi rezultatul unei lichidități scăzute. Gemini a anunțat că a pus din nou XRP la dispoziție pentru tranzacționare pe 10 august. Această decizie vine după ce judecătorul Annalisa Torres a decis în cazul Ripple împotriva SEC că XRP nu este security atunci când este vândut pe exchange-uri. În continuare, DBank a anunțat că își lansează propriul blockchain care își propune să devină asset layer pentru social. Au lansat testnetul și este planificat să lanseze mainnetul în 2024. Acest blockchain este mai exact un layer 2 construit pe Ethereum folosind OP Stack. La fel ca și blockchain-ul Base a celor de la Coinbase. Criptomoneda OP o să fie din ce în ce mai interesantă dacă aceste blockchain-uri construite o să aibă succes. Dacă ne uităm pe site-ul CoinMarketCap, putem vedea că OP se află în momentul de față pe locul 42 și chiar cred că are șanse destul de bune să performeze bine în bull market dacă și aceste blockchain-uri construite pe el o să performeze bine. DBank la blockchain-ul pe care l-au lansat au modificat mecanismul de consens pentru a reduce taxele de tranzacție de peste 100 de ori pentru a se adapta la frecvența ridicată a interacțiunilor sociale. Pentru cine vrea să încerce acest blockchain, poți intra pur și simplu pe site-ul rabby.io, dar o să las în descrierea acestui videoclip link către tweet, dar și link către acest blockchain. Dacă intrăm pe site, putem observa că poți să descarci wallet-ul într-o extensie pentru Chrome și găsești oricum mai multe informații. Și codul este pus open source, dar uite, din ce văd, se poate descărca și pentru desktop sau mobil, încă nu este disponibil. Se poate să existe și un airdrop pentru acest blockchain. Vedeți această postare care este pusă pe Twitter cu codul lor sursă. Putem observa că se fac niște snapshot-uri, iar condițiile sunt ca balanța din portofel să fie peste 1000 de dolari, să aibă un Web3 ID mintat și adresa trebuie să aibă ceva urmăritor pe DBank și TFV să fie mai mare decât 0. Însă acest airdrop este doar o speculație care circulă pe Twitter. Și acum să vă arăt platforma pe care o folosesc destul de des pentru a găsi proiecte cu cea mai mare adopție. Este vorba despre artemis.xyz și aici trebuie să apeși pe Go to Terminal și te va redirecționa pe platformă. Trebuie să menționez că nu sunt toate blockchain-urile adăugate aici, însă o mare parte le găsiți. Aveți mai multe secțiuni pe site, cum ar fi Macro View, comparație între chain-uri, activitatea developerilor, perpetual sau doar chains. Cea mai utilă mie mi se pare secțiunea de comparație între chain-uri și developer activity.
Este bun un astfel de site ca să poți să-ți faci o idee care blockchain este cel mai folosit. Să spunem că ne uităm la comparația pentru chain-uri, putem observa că în toată această listă sunt undeva la 26 de blockchain-uri, pentru care poți vedea mai multe informații, cum ar fi câte adrese active sunt zilnice, câte tranzacții zilnice are fiecare blockchain. La tranzacții zilnice câștigă Solana cu un total de 16 milioane de tranzacții într-o singură zi. La total value locked Ethereum cu 24 de miliarde de dolari. La volumele pe DEX, tot Ethereum este în frunte cu un total de 670 de milioane de dolari. Și după avem BNB cu 177, Arbitrum cu 173 și așa mai departe. Mai jos este practic această listă cu toate blockchain-urile suportate pe platformă și la comparația chain-urilor mai găsiți Value Capture, Stablecoin, Social, Market Data și Valuation. Nu o să trec prin toate secțiunile ca să nu fie videoclipul acesta prea lung, dar o să vă las pe voi să inspectați site-ul. Și dacă vreți să vă prezint și alte site-uri care oferă informații de genul, spuneți-mi asta într-un comentariu și o să vă prezint și alte site-uri în videoclipurile viitoare. Sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi și informațiile prezentate să vă fie de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter. Dacă vă doriți să susțineți canalul și să aveți acces la beneficii, puteți deveni membru și până atunci noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.